nu trebuie să cazi în clasa asta. Cei trei termeni sunt de dragul limbajului, de dragul minții, care trebuie să înțeleagă câtva, cumva, sau să vadă direcția, să intuiască cumva, sau să înțeleagă și ea cumva ceva din Brahman ăsta. Dar din Brahman nu folosesc cei trei termeni. Nu mai minți. Existența este conștiință și conștiința este ananda. Și ananda este existența. Deci n-ar rău să mai spunem trei termeni. Și unul simplu, numit Satchidananda, fără pauză. Iar aceste trei sau unul, luat într-o toate trei într-un cuvânt, nu sunt o caracteristică sau un atribut al lui Brahman. Este chiar natura lui Brahman. Deci în loc să spui Brahman, spui Satchidananda. Deci să mai spui Satchidananda, că spui Brahman și știi bine ce spui. Deci nu mai fi Brahman, dacă știi că e... Nici nu spui, nici nu gândești Brahman, ci doar ești ceea ce-l fost. Brahman ești, nu poți să spui. Fă o pauză. Dacă procedura prin care trebuie să scoatem sunetul omului. Din noi. Din noi, da. Deci eu n-am găsit nicăieri scris exact. Sunt niște efecte deosebite, ce puțin la nivelul corpului fizic, așa cum l-am simțit. Omul, de, așa cum mi-a spus și mie gurul meu, o spun și eu. Deci omul se scoate aerul care e folosit pentru a produce sunetul. Omul trebuie scos și se pornește cu eliminarea aerului din stomac, de jos, de tot, cel mai de jos, da? În partea de jos, de plămânilor, de fapt, ca stomac, ca plămâni. Și trebuie să simți așa, în zona asta, că de aici începe golirea, nu de aici. Ca să pornești de aici și să continui cu toate părțile plămânilor, până la vârful. Și atunci va ține mai mult, da? Și va fi un om mai profund. Deci... așa și superficial. Și de aici tragi bine, umpli plămânii și după aceea începi să golești plămânii. Foarte puțin trebuie să fii atent la supapa care o pui în gât, să nu elimini foarte mult aer. Că dacă ai elimina mult și să duce în gol, n-ar produce sunet pentru o perioadă lungă, ci pentru o perioadă foarte scurtă. Deci omul ăla va fi foarte scurt. Și se poate și așa, în general, majoritatea cântă om fac destul de scurt. Eu când mai lung ca să așa să te ia de undeva, să te duc așa să te topească undeva. Da? Cam asta e semnificația. Deci așa să... Pasta trebuie să vă concentrați și atenție la supa. Și mai are rezonanța aceea care se crea și în corp, în zona plămânilor și în zona capului. Eu am simțit o rezonanță extraordinară. Da, aici este... Ideea e să ții gura nu deschisă larg, ci foarte închisă, foarte puțin, da? Și să nu iasă sunetul, adică să-l păcălești într-un fel, să-l trimiți afară, dar tu-l trimiți tot la timp. Îl ții tu și să ce așa prin palat și să lovește de gura asta închisă și pe urmă rămâne tot în interior, da? Să duce afară, da? Eu mă adresez spațiului. Îi dau eu, vreau să țin. Vezi? Este aici, așa. În toată zona asta de aici, aici rămâne. Ce durată are cam când se...
De câte ori se face spre pământ sau om? Că eu tot cred că se gândă de 11 ori, minim 11 ori. Când cânti om, nu se face de mai puțin. De 11 ori. Și de maximum 21. Sau de maximum 21. Cât vrei. Deci minimum 11 ori ca practică. Dar când spui om, 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 șanti, 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 asta e altceva. Este încheierea unui... Încheierea sau începutul unei... unui text sacru de exemplu. Om, șanti, 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 hi. Da? De fapt, cine când cântăm aici om, 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 șanti, șanti, hi? Suntem la începutul meditației. Deși e incorrect. Da? Eu cânt ca să creez atmosferă. Da, dar e incorrect. Tradițional e incorrect. Nu se cântă om șanti șanti hi la începutul, la niciun eveniment. Ci doar la sfârșit. Da? La început se spune ce avut Hai Om. Așa se începe un discurs, ceva. Hai Om. Sau Om. Ios. Vizitator. Deci, orice discurs se începe cu Hai Om. Da. Ce semnificație are Hari? Hari este un alt nume al lui Shiva. Și mai e un termen. Hari este al lui Vishnu, da? Hari e un alt, nume al lui Vishnu. Bun, da? Bun. Hara, Shiva, este un alt nume al lui Shiva. Zeul lui Shiva, da? Deci Hari este... N-am mai auzit folosit numele. Hari și Hara. De Hara niciodată. Nu. Păi la Haribar. Când se cântă la Haribar, atunci. Hara Hara Mahadev. Da? Hara Hara este... Hara Hara este chiar Shiva. Shiva Shiva Mahadev. Mahadev iarăi este un alt nume al lui Shiva. Mahadev. Mahadev. Există, situații, dar nu știu ce motivație au, în care se cântă în sens invers, adică de la M spre O. Și atunci, ca să rămâi pe, ca să-ți includi O-ul acela în tine, știi? N-am auzit asta. Dar și asta poate să fie un lucru în mai asta mare. Da. Da, nu, n-am auzit. Dacă îmi spui de la coadă la cap, produce efectul invers. Deci te aduce de la Brahma la Maya. Ceea ce apreciem foarte mult la cursul sau informația care ne-a dat este că se merge la esență și se simplifică totul fantastic de mult. Chiar prea mult. Nu, nu prea mult. Nu? Păi tot și mai mult. Dau la și ne-am detașat, nu pot să zic total, foarte mult. Totul e relativ, nu? Ce vorbim, totul este relativ. Da. E un cuvânt care... Relativ la mine, da. Ne mai ține așa într-o linie de plutire. Și mă... Acum asta cu mâna chiar a luat de lucru, acum văd că nu mai... Păi eu cu filologia, când spui o vorbă de asta, că o să trăim și o să vedem, înțelesul e că stai să apucăm ziua aia. Bine. Îți mulțumim foarte mult pentru tot ce faci pentru noi, că ne-ai... ne asumi echilibru foarte... Sunt doar o boxă aici, că... vorbesc din altă... altcineva vorbește, nu-i... Sunt boxa, eu sunt... Nici noi nu ascultăm noi, nu am cineva ascultăm noi. Da? Da, când mai vorbim cu câte o voce. Așa, și pe urmă, iar ne vrăzim într-o nouă fază de rază și iar ne dezvăjim și gata. Nu, după bun. Dorința lui Ișoara. După dorința lui Ișoara, da? Care... care de ce te ieși tu din boxă când eu rămân mereu în boxă, știi? Păi da. Așa, care ce ghiceptam eu. Ia zi-mi. Așa e. În legătură cu regresum ad infinitum. Mm-hmm.